Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Galateni, capitolul 5. Începem citirea cu versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstihnit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șarte, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În Luca, în capitolul 1, versetul 37, spune că niciun cuvânt care iese din gura Domnului nu este lipsit de putere. De aceea, astăzi mi-am propus să vorbesc mai mult cu cuvinte din Scriptură, cu versete din Scriptură, și dumneavoastră urmăriți aceste versete. Vorbim despre roadă, noi suntem chemați să aducem roadă. În Ioan, capitolul 15, versetul 8, spune: dacă aduce multă roadă, prin aceasta Tatăl meu este proslăvit. Ce înseamnă să aduce multă roadă? Și care e roada care o putem noi aduce pentru proslăvirea Tatălui? Spune Psalmul 127 că fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecilor este o răsplată dată de Cel prea înalt. Apare aici expresia rodul pântecelor sau în binecuvântarea lui Iacov, rodul trupului meu. Aici nu spune că pentru că naști copii, Domnul te va răsplăti. Aici spune că însăși răsplata îi nașterea de fii. Rodul pântecelui este o răsplată de la Domnul, că sunt atâția care ar vrea copii și nu au. Cheltuiesc averi și nu li-i dat. Eu spun despre mine, după căsătorie, 13 ani n-am avut copii, 12 ani jumătate. Aș fi vrut copii, dar nu am avut. Dintr-o dată a rămas soția însărcinată și am mai mulți copii. Eu am luat asta ca o plată de la Domnul. Copiii pe care îi naști, îi educe, așa cum se spune aici, și aici vreau să accentuez ce spunea fratele Octavian. Educarea copiilor, instruirea lor se face acasă. Ce faceți voi la școala duminicală e un supliment. Datoria tatălui și a mamei să-și crească copiii, apare expresia cei 7 ani de acasă. Și noi avem fete în adunare care se ocupă de copii și ia copiii cei mici, pe ei mici le face, joacă cu plastilină, le dă cărți de colorat, la ăia mai mare progresează, dar educația și responsabilitatea nu e a bisericii. În al doilea rând de a bisericii, în primul rând, este a mamei și a tatălui. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Nu de la școala duminicală, ci de la mama ta și de la bunica ta. Să binecuvinteze Domnul toți părinții. Amin. Copiii care noi îi naștem, îi instruim și rămân credincioși, sunt un rod pentru împărăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, scrie în Roman, capitolul 16, versetul 5, Epenet, care este cel dintâi rod al Asiei, pentru Hristos. Noi știm că bisericile noastre, adunările noastre, s-au mulțit în două feluri, prin natalitate și prin prozelitism. La noi în sat a început pocăința cu câteva familii, toți aceștia au avut mulți copii, copiii au rămas credincioși, s-au căsătorit, la rândul lor au avut copii, și acum suntem sute și sute de pocăiți în sat. În al doilea rând, au venit și frații care au evangelizat, Dumnezeu a chemat oameni la pocăință și astea sunt două metode prin care se mulțește adunarea, natalitate și
prozelitism, adică evangelizarea. Astea sunt roade pentru Hristos. În al treilea rând, caracterul nostru, calitățile omului duhovnicesc, omului din lăuntru, că spune 2 Corinteni 4:16, că noi avem un om de afară și unul din lăuntru. Ei, acel caracter frumos, acele calități, sunt, acele virtuți, sunt socotite roade pentru Hristos. Și acum noi ne uităm în Romani 11:19, că noi am fost altoiți. Ca să înțelegem mai bine ce vreau să spun despre roadă, fiecare din voi este ca un pom. Deci fiecare este ca un pom, sădit lângă un izvor de apă. Un pom care are 7 ramuri. Dar fiecare ramură e altoită. Și pe fiecare ramură aduce alt fel de rod. Domnul Iisus, pomul vieții din rai, are 12 ramuri. Și rădăcinile pe cele 2 manule are râului, și evreie și neamurile. Dar tu ești un pom care are 7 ramuri. Asta o spun numai ca să ținem minte. Pe fiecare ramură, pe fiecare creangă, tu trebuie să aduci un fel de rod. Și începem, prima creangă, prima ramură. Scrie Matei, capitolul 3, versetul 8, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Prima ramură din pomul tău se cheamă pocăință. Nu, acum socotește câte roade ai tu. Roade pocăință. Că pocăința are niște roade. Eu la mine acasă am o livadă. Și în livadă am pom care fac fructe, care nu fac. Anul ăsta am avut pom care au făcut așa de multe fructe că s-au rupt crengile. N-am fost atent să le pun niște proptele și o parte din crengi s-au rupt. Dar am și pom, este o cântare veche, nu știu dacă o știți dumneavoastră, numai frunză și niciun rod. Acum pe ramura asta, care se cheamă ramura pocăințe, ai roade de pocăință? Vecinii tăi, colegii tăi de la școală, oamenii cu care intri în contact, văd în tine rodul pocăințe? Să ne dea Domnul! Amin. Hai să vorbim de a doua ramură, nu intrăm în detalii. În Filipeni 1:11, roada neprihănirii. Vorbește de Zaharia și Elisabeta, o familie, și spune Biblia că amândoi erau neprihăniți. Familia ta e o familie neprihănită? Tu, ca și om, ai roada neprihănirii? Să ne dea Domnul! Amin. Romani 6:22. Aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Pe a treia ramură, ramura care se cheamă sfințire, ai multe roade? Dacă le numeri, dacă le cântărești, câte roade ai tu pe ramura asta care se cheamă roada sfințire? A patra ramură, Galateni 5:22, roada Duhului. Dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. No, aici e roada Duhului. Să știți că omul și din fire are anumite calități. Sunt oameni care sunt buni din firea lor. Dar mă gândeam să vorbesc de bunătatea ca roada Duhului, dar cred că nu mai am timp. Probabil că am să vorbesc de altă roadă. Dar asta Duhul rodește în tine. Dacă tu ești născut din nou și l-ai pe Duhul Sfânt în tine, Duhul din tine face rodul ăsta. Nici nu trebuie mari eforturi, că nu firea face astea, Duhul le face. Eu am acasă mieri, am niște hultoane, niște mieri tineri. Nu m-am dus niciodată în grădină să văd cu un măr tremură, tot așa, tremură. Băi, ce faci? Mă năcăjesc să fac mieri. Dă-i. Ați văzut așa? Mărul ori bate vântul, ori soare, ori ploaie, el liniștit și face miere. Că el prin natura lui face miere. Noi când avem Duhul Sfânt în noi,
Fără mari eforturi personale, Duhul Sfânt aduce roada Duhului. Pomul își are partea lui, trebuie să întindă rădăcina, să-și facă treaba la care e chemat el. Dar Duhul rodește în noi roada Duhului. Apoi mai mergem la o roadă, asta e a patra, nu? La a cincea, hai. Evrei 12:11, roada păcii. Pe creanga asta, pe ramura asta numită pace, câte roade ai? Despre pace e o predică lungă. Poate predici de pace, dar acasă ai ceartă. Se poate. V-ați certat pe acasă vreodată? Da? Nu ridicați mâna, că nu sunteți la evangelizare. Dar de unde vă certați? Filipeni 2:3 spune, din duh de ceartă. Când te ceri stare, e un duh acolo necurat, care stă la tine în casă, te pune să te ceri cu nevasta și după aceea trebuie să te năcăjești, să te împești cu dânsa, că nu coali Scriptura. Câte roade ai pe ramura asta numită pace? Roada păce. Sau în Galateni, nu, în Efeseni 5:9 spune roada luminii. Stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, ca oamenii văzând lumina, ce să facă? Să vină la lumină, luminezi tu în jurul tău. Pe ramura asta, am spus eu cât a șasa, care e ramura cu roada luminii. Ai roade? Domnul să ne deie. Și merge în Evrei, capitolul 13, cu versetul 15. Să aducem o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor. Eu mă gândeam la cântare. Azi ați cântat? Toți? Nu întreb ce vorbiți voi pe acasă, că multe putem păcătui cu gura. Dar eu odată am ascultat un negativ. Sunt studiouri din astea, cântau cântăreți, bă, și avea și trombon, avea și trompet, avea și acordeon, și eu îl întreb, bă, dar de unde au găsit atâția instrumentiști să-l acompanieze când cântă el? Zic, frate dragul, dar nu e așa. În studio ai instrumentul și tu cânti să pui ce instrument vrei, nu vine ăla cu trompeta să cânte. El o are acolo înregistrată, o dă mai tare, o dă mai încet, o scoate. Și m-am gândit, băi, ce știință la oameni, măi, ce știință. Eu m-am gândit așa, dar pentru mine m-am gândit. Oare ar fi la Dumnezeu așa un aparat, dar nu știu. Gândiți-vă voi, așa, la cât e Dumnezeu de înțelept, ar fi așa un aparat să-l pună la gură la tine și să înregistreze cântarea care o cânti tu în adunare. Ar fi posibil, oare? Și eu m-am gândit, da, dacă Dumnezeu are așa un aparat nevăzut și înregistrează când a cântat eu la o cântare în comun. Și la urmă ar da numai vocea mea, cântarea mea. Oare s-ar înțelege și cântarea a fost? Mă gândeam, oare câte cuvinte aș avea lipsă? Sau câte rânduri? Că eu când mă mai gândesc, mai vorbesc, iar mă, cuibus cântă, când după el, mă, eu și eu, iar mă uit. Și când de drumul, ascultați cât o cântat Dragoș Croitor. Ar fi câte o silabă. La voi, dacă ar da așa cât ați cântat voi, uite, acum, sora aceea, s-ar înțelege și cântare? Rodul buzelor e un rod pentru Domnul, pentru slava Domnului. Dumnezeu să ne dea ei pricepere. Amin. Acum mă gândeam, m-a rugat Domnului din lucrurile care știu, care mi-au fost arătate. Dacă a vorbit de roada Duhului, ne întoarcem acum la roada Duhului și să alegem o roadă. Fratele a vorbit de dragoste, mă gândeam să vorbesc de bucurie, pace, dar m-am oprit, este o vorbă la noi, la români, că fiecare să leagă de ce n-are. Știi? Eu m-am oprit la a patra roadă, îndelunga răbdare. Am constatat că în viața mea încă mai am nevoie de îndelungă răbdare. Pentru că am nevoie de răbdare. În procesul sfințării, eu am nevoie de răbdare și am nevoie să rabd. Dar ce am eu de răbdat, oare? Scrie în Romani, capitolul 15, versetul 1.
Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Și să nu ne placem noi înșine, că nici Hristos nu și-a plăcut lui, și știți dumneavoastră. Deci eu trebuie să rabd slăbiciunile celor slabi. Unde găsim noi pe cei slabi pe care trebuie să-i rabd? Eu i-am găsit la mine acasă. Câteodată trebuie să răbd slăbiciune, nu vă spun eu acuie. Nu mă spui. Eu întreb așa pe bărbat, numai cu voi vorbesc. Ați avut de răbdat câteodată nevasta? Vezi că se uită la voi? Eu odată vorbeam de calitățile la o căsătorie, am mai povestit asta, dar alaltă ieri m-am întâlnit cu familia asta. Și vorbeam de Avram, care a luat-o pe Sara pe după cap și a spus: știu că ești o femeie frumoasă. Sara era bătrână, era o babă. Dar așa o vedea el, o femeie frumoasă. Și am spus tot bărbatul, mare, mare, mult mai mare ca asta. Am spus toți bărbații care știu că au acasă nevastă frumoasă, să ridice mâna. Mă, au început, dar surorile tăte odată. Cu capul la dânsă-ne. Acum nu a fost asta atât, când a ieșit afară familia asta cu care m-am întâlnit luni, la o seară de priveghere, o soră mai în vârstă ca mine, merge știop așa, mă oprește afară, zic: măi, Dragoș, eu am stat acolo după stâlp, n-ai văzut Vasile Neor ridica mâna? N-am văzut, soră, nu m-am uitat la Vasile mie tale. Măi, oameni buni, dacă la mine vine o fată, spui: frate, Dragoș, vreau să mă mărit, dar de ce? Ca să rămd. Măi, du-te și te controlează. Dar eu vă întreb, avem de răbdat? Amin. Dar voi, surori din adunare, aveți de răbdat la bărbații voștri? Și răbdați? Aveți răbdare? Așa e că ne trebuie răbdare? Amin. Eu trebuie să răb copiii. Copiii au ajuns ouă mai cu minte decât găina acum. Și când vin și spun: da, da, au fost prevemea mea tale. Îi drept apelez la dâns și vă spuneam în prima seară, n-am dat în viața mea niciun mesaj. Nu știu să scriu, am degetele groase, mănânc litere și decât să mă fac de rușuri, eu sun. Bă, da, copii, așa ia umblă pe dânsul. Dar în alte privințe trebuie să-i raptare. Am o altă gândire, alte concepții, nu mai mănâncă cum mâncam noi, cu tot o lume schimbată. Îi spun la nevastă, băi, suntem depășiți, cred că. Și eu văd, dar văd slăbiciuni în tranșă. Și le corectez și ne rugăm și postim și trebuie să-i rabd. Apoi și ei trebuie să mai rabde pe mine. Ce trebuie să răbdăm noi de ne trebuie răbdare? Cei tari sunt datori să rabde slăbiciunile celor slabi. Încă bine că n-aveți slăbiciuni în adunare. Că dacă ați avea și oameni slabi în adunare, îi mai mult de răbdat. Ce aveți oameni cu slăbiciuni în adunare? N-aveți, bun. Ce trebuie să răbdăm noi? 1 Corinteni 6 cu 7. De ce nu răbdați mai bine paguba? Scrie acolo Pavel. Erau niște oameni care îi duceau la judecată și Pavel îi spune: dar de ce nu răbdați paguba? Și sunt care fac pagube. Sunt patroni care nu plătesc meseriașa. Am întâlnit în adunare, pocăiți. O trebuie să-i împăt, nu-i chemat. Sunt meseriac care fac pagubi la patron. Lucrează rău, așa, cu graba. Are venit echipă din urmă, de reparat. Nu câștigă nimic pe dânsul. Apoi sunt tot felul de pagube. Și noi ne scoatem dreptate, așa avem dreptate. Și Pavel spune: dar de ce nu răbdați paguba? Domnul să ne ajute. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5. Dar tu fii treaz în toate acestea lucruri, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește bine slujba. Ați avut parte de suferință? Avem parte de suferință? Eu spun da, eu am avut și încă am. Ce trebuie să fac eu cu suferințele? Eu trebuie să le rabd. Și voi tot. Că suferință a avut și Hristos. Parcă în Evrei 2 cu 10 spune că se cuvenea ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă
să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Suferința e o metodă de desăvârșire. Dumnezeu nu trimite suferință că El sadic și ne-o trimite cu mare bucurie suferința peste noi și familiile noastre. El vrea doar să ne desăvârșească, dar în suferință noi trebuie să răbdăm. Doamne, ajută-ne! Iacob, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa. Sunt fel de fel de ispite, mai mici, mai mari, peste puterii nu sunt. Că în Corinteni 10 cu 13 spune că Dumnezeu nu îngăduie nicio ispită peste puterile noastre. Și odată cu ispita trimite și modul de a ieși din ea, mijlocul de a ieși din ea, ca să o putem birui. Să ne dea Domnul biruință. Avem de răbdat slăbiciuni, ispite, pagube, suferinți și ne trebuie răbdare și ne trebuie îndelungă răbdare. Să ne ajute Domnul să fim răbdători. Eu mi-am spus, dar cum facem noi rost de răbdarea asta? De unde accesăm noi răbdarea asta care ne trebuie? În primul rând, prin harul lui Dumnezeu. Că scrie în Romani, capitolul 15, versetul 4. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile, noi să avem nădejde. S-a vorbit mult de citirea Scripturii. A început Cuibu, s-a continuat Octavian și alți frați. Măi, oameni buni, prin simpla citire a Scripturii dobândești răbdare. Scrie Iacov, ați auzit de răbdarea lui Iov și ce sfârșit i-o da Dumnezeu. Voi ați auzit de răbdarea lui Iov? Ați auzit? De unde? Din Biblie. Eu am experiența aceasta. Un om care cercetează Scriptura, stă liniștit în fața Scripturii, îi mai puternic în fața ispitelor. Poate birui și răbda ispitele. De unde are puterea? Din Scripturi. Spuneam la început, cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Logos sau rema, cuvântul scris sau cuvântul vorbit, ce vine din gura lui Dumnezeu are putere. Vă propune să citiți mai mult în Scriptură? Doamne, ajută-ne la asta! Apoi scrie în Galatin, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea și îndelunga răbdare. Un om care citește Scriptura și un om care e plin de Duhul Sfânt va avea roada numită îndelunga răbdare. Duhul Sfânt în noi produce roada asta. Scriptura, cuvântul, produce în noi roada asta. Asta e prin harul lui Dumnezeu. Apoi există și prin cultivarea unui caracter frumos. Scrie în Proverbii, parcă în capitolul 19 cu versetul 11, înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru cineva să ierte greșelile. Cine te face răbdător? Înțelepciunea. Că vine odată bărbatul de la servici, vine mânios, întors pe dos așa, și mica nu-i bun în casă. Tot asta nu trebuie, asta nu trebuie, ați pățit voi, știți voi. Măi, dar femeia nu sare cu gura la el. Vede că e mânios și spune, las că-i trece. Ea e o femeie înțeleaptă. O femeie înțeleaptă, tace din gură, îl ia cu buna. Povesteam de fratele Savu, bătrânul la Cajvana și sora Anisia. Savu era un om pocăit, era proroc, Dumnezeu lucra. Din fir era o leac cam iute. Și-au avut ceva probleme la serviciu, lucra ca electrician, cu șefii, nu știu ce, au venit acasă cu motocicleta, au intrat în curte, spune la nevastă, dar nu mai dă nimeni cu mătroi în curtea asta, uite ce mizerie, da? Purca ce e, de ce stă acolo? Și la nevastă au tăcut din gură, măi, hai, Savule, în casă, l-au pus la masă, Savule i-a povestit. Și când l-au pus la masă, au venit și s-au pus în brațe la el. Dar erau bătrâni, amu. La mine acasă n-ar merge, suntem doi pe un scaun, știu eu de ce. S-a pus în brațe la el, el acum mâncând, s-a mai îndulcit și spune, măi, Savu,
O venit mai azi la noi un om așa de rău și așa o gălăgie făcea la noi în curte, dar el pune limba, cine a venit la noi acasă să facă gălăgie? Cine și-o permis? Și-o zis că tu, măi, Savucule, mă, tu ai venit. A, păi mă, iartă-mă, măi, mă, iartă-mă, mă. Că înțelepciunea îl face pe om răbdător. Și la bărbat trebuie înțelepciune. Există așa câteodată o răbufnire de nesupunere. Vrea să cumpere ceva, n-ai bani, nu știi, vrea să cumpere sau nu știi. Și bărbatul, păi lasă, lasă că-i trece, nu mă spădesc cu dânsa azi. Dacă eu sunt un om înțelept și înțelepciunea îl face pe om răbdător, mâine eu grăie cu dânsa și ne-o înțelege. Să ne dea Domnul înțelepciune. Și apoi s-o citi din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Dragostea este, măi, când e dragoste, acolo e și răbdare. Când e dragoste puțină, un proverb vechi, lesnea căuta pricină. La noi au avut doi tineri nuntă, nu spun cine, și-au plecat, că așa e mod acum, în luna de miere. Și când au venit, i-am întrebat, băi, cum a fost, v-ați înțeles? Dar ea spune, da, ne-a încertat până la aeroport. El punea, ea punea prea mult de bagaj, prea mult de pare de papuci, el îi mai da jos din valiză, aceștia nu trebuie. Știți voi cum se mai întâmplă câteodată, știi? Ne-a încertat nu știu de câte ori până la aeroport. Dar dacă se iubesc, o venit acasă așa de bucuros, l-a trecut cearta. De ce? Că dragostea este îndelung răbdătoare. Să ne dea Domnul dragostea. Și apoi dacă nu avem niciun caracter frumos și nici înțelepciunea să stăm lângă Scriptură și plinătatea Duhului, mai dobândim răbdare prin experiență. Ba mai mult, Romani capitolul 5, ne bucurăm și în necazurile noastre, fiindcă necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejde și nădejdea aceasta nu înșală, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dumnezeu te trece prin necazuri ca să te facă mai răbdător. Am cunoscut odată o familie, o femeie care avea duh de perfecțiune. Era undeva în diaspora, așa mi-a arătat Domnul, a spus, soră, ești chinuită. Dar de ce, frate, Dragoș? Ai duhul ăsta de perfecțiune în tine. Deschizi ușile la șifonier, toate costumele trebuie să fie cu fața încolo, cu mânica întinsă, dacă e unul invers, îl întorci, că nu stă bine. Și bărbatul, frate, e dreaptă lucrarea. Mă chinui femeia asta cu... Ei, știi ce o să se întâmple? Domnul să-ți dea o neputință peste tine, n-ai să mai poți face lucru cum vrei tu și ai să te înveți să fii mai răbdătoare. Că și el, dacă nu punea papucii unul lângă altul milimetru, era problemă în casă. Acum eu sunt pentru ordine, pentru curățenie, nu propovăduiesc altceva. Dar este un duh care chinuiește pe unii. La noi s-a pocăit un frate și îmi spunea, frate Dragoș, eu îl știam. Când era nipocăit, patron, bogat, avea echipă de fotbal. Păi la mine, frate Dragoș, când intri în beci, am dungi trase cu var. Specla, că era de la țară, îi clădit așa ca zidul. Nu stă o speclă mai încolo, cartofii mi-i spuși așa. Și îmi spunea el, ai vite, atunci avem vite. Să vin odată să văd ce vite ai. Eu când dau așternut, ies până la jumate curtea și mă uit, paile să fie așa, dacă e un pai, mă duc să împing mai încolo. Eu îi spun, nu vini la mine să-mi vezi paiele și vaca, că numai eu știu cum arată. Avea un gang din lemn, cum e în Bucovina, și îl spăla cu periuța de dinți. Țineți minte, eu nu spun povești. Îl spăla cu periuța de dinți, așa, tot să n-aibă praf. Când s-a pocăit, acum au ajuns administratorul bisericii. Noi avem biserică mare, avem câteva sute de becuri. Mă duc odată, sta așa, nici nu am văzut că vin, să uita. Măi, frate, la ce te uiți? Băi, frate Dragoș, tu vezi toate becurile sunt acolo, uite, ăla de acolo e cu 15 grade pus în miel. Bă, tu la becurile cele te-ai uitat? Și îmi spune, am postit, m-a rugat și Domnul m-a mai eliberat de duhul ăsta, că era foarte greu. Știi, când nu ai răbdare, Domnul îngăduie necaz. Și necazul te face răbdător. Ne bucurăm și în necazurile noastre, fiindcă necazul aduce răbdarea. Dar de ce să ajungem până aici?
Iacov 1 cu 2 spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin fenurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie așa mai departe. Necazul și încercarea credinței lucrează răbdare. Acum fac o recapitulare. Noi trebuie să răbdăm. În procesul mântuirii trebuie să răbdăm. Răbdăm slăbiciuni, răbdăm ispite, răbdăm suferințe, răbdăm pagube. Și trebuie să ne răbdăm. Ne rugăm Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne dea îndelunga răbdare. Răbdare o dobândim prin Scripturi, prin plinătatea Duhului, prin cultivarea unui caracter nobil, adică avem înțelepciune și dragoste, sau prin experiențele vieții, necazuri și încercări. Acum, continui să întreb pentru ce sau situație în care ne trebuie răbdare. Scrie în Numeri capitolul 21, versetul 4, că poporul pe drum și-a pierdut răbdarea. Și în viața noastră spirituală în călătorie, dar și în călătoria noastră fizică care o stăm, care o... în drumurile noastre, avem răbdare? Eu aici m-am văzut deficitar, la volan, domnule, este câte unul, semnalizează dreapta și o ia stângă. Eu nu-s viteză uman mare, bine, mi-a luat permisul că m-a prins cu viteză, dar de regulă, circul normal, n-am făcut școală de șofer cu ego. Dar vine câte unul în fața mea, băi, drum drept, drum frumos, și merge, parcă merge cu căruța. Nevastă mea știe și spune, împinge-l, împinge-l, împinge-l. Soția mea nu are permis, dar conduce și mașina și pe mine. Și când îți cu ea trebuie să fiu tare pocăit. Mergem la Vicu, odată tot așa, eram un pic întârziat, mă grăbeam. Și ea spune, nu depășesc că vine o curbă, vine tot una, două, zic, băi, dar lasă-mă, băi, nevastă, drăguț, bătrân, conduc de atâta vreme. Ce? Ridici glasul, îndată te pune la predică și eu numai așa ridic mâna. Nu, hai să ne împăcăm. Că ne pierde răbdarea. Voi aveți răbdare? Ce înseamnă a răbda? A îngădui, a tolera, a suporta. Asta înseamnă răbdare. Cum stați cu îngăduința? Când pleci duminică dimineața, te sui în mașină, pornești motorul și nevasta nu vine. Voi ce faceți? Nu. Noi îngăduim. Noi răbdăm. Că și eu claxonez, cuibus. Și nevasta spune, nu claxona, că audă-ți vecinii, că ești pocăit. Măi, voi cum stați cu răbdarea? Aveți răbdare? Odată i-am spus, măi, nevastă, știi că ai face, nu înțelegem, de ce să încercăm, de ce am nare. Eu înaintea mea și eu vin eu după tine. Să mai aștepți tu pe mine. Dar ce când la ieșuri, aici niște papuși nu le-au pus bine, poate vine careva la amiază, du-te, du-te că eu vin. În călătorie. Am mai povestit o întâmplare în care un băiat m-a făcut de rușini, eu sunt păstor penticostal. Și am mai povestit-o și mi-o aducă bine aminte. Mergem la Botoșan, la un păstor, la nuntă, la băiat, la Mircea Căuneac. Nunta începea, cred că, la 3 după amiază. Eu am luat familia, adică copiii, am luat-o prin Dumbrăveni, când ajung la barieră, o grămadă de mașini. Trece un tren și eu îi spun la copii, băi, ce mă enervează trenurile astea? Dar ea spune, dar tu pe cât ți-ai enervat? Zic, eu am fost mecanic la o motivă. Băi, dar trece un tren, cred că duce atât marfa de România, 30 vagoane, tăcătăc, tăcătăc, cu 15 la oră. Eu eram cam al 4-lea, 5-a, când eram acolo, trece unul cu numere de Anglia, numere galbene, cu volan pe dreapta, ne depășește toată coloana și merge pe stânga. Eu îi spun, ăsta se crede în Londra. Să vezi ce pățește el când se ridică bariera, ăia vin încoace, el n-are unde merge. Dar trece și al doilea, tot așa, și al treilea. O trecut vreo 5. La al 5-lea eu am dat geamul jos, dar eu sunt pocăit, atât am vrut să-i fac. De el se întinde o mână lungă, pacea Domnului, frate Dragoș. Tot la nuntă, tot la Botoșan, nu? Pacea Domnului, dar nu-i... Ce că primul-i mirele.
Ne-am oprit la sală, ce a avut loc un show aviatic, de asta un spectacol, și a fost circulația închisă. Primul Mirele, dar Mirele a fost o leacă mai cu minte ca mine. S-a dat jos și a dus la cealaltă din coloană primul și a spus, merg la o nuntă, e cununia mea, vă rog, lăsați-mă să trec. Și ăla, cred că era, poate era pocăit, primul, că l-a lăsat și s-a strecurat. Eu m-am întârziat o leacă. Dar băietul acela m-a făcut de rușine. Voi aveți răbdare în trafic? Venim de la Oradea spre Cluj, băi, ies din Oradea, mă oprește un control. Actele, eu băi apocăi, nu beau. Bună seara, mulțumim, drum bun. Mai merg nu știu câți kilometri, puțin. Nu știu dacă nu eram cu tine. Iar alt echipaj, actele îl dau. Și că domnul, m-a oprit cineva mai înainte. Și că fiecare cu treaba lui, domnul Crețu. Îmi dă actele, mai merg un pic, alt polițai. Eu deschid geamul și îi spune, mai sunteți mulți? Dar el spune, pacea domnului, frate Dragoș. Am avut evangelizare, l-am avut pe fratele Șeulianu, de la Cluj. El era tot poliție, dar era civil. Și am ieșit să prind o ocazie. Aveți o ocazie? Eu eram cu Octav, știi bine că eram cu tine. Da, frate, vine. Și până la Cluj l-am dus și am vorbit. Dar dacă îi spuneam altceva? La congresul care a avut loc la Arad, în deschidere fratele Tipei, zic că fratele, am primit o mărturisire, nu o pot spune, trebuie să o spun. Venea un frate păstor la congres și se grăbea tare și îl oprește un polițai mare și calm și cerea actele și asigurare și multe altele și ăla spune, hai domnule, odată că mă grăbesc, am ce-mi trebuie, hai că n-am timp să stau. De la bag capul pe geam și spune, uite așa eram și eu ca dumitale până m-am pocăit. Dar după ce te pocăiesc, te face Dumnezeu răbdător, păstorul venea la congres, îi spune la fratele Tipei, uite ce-am pățit. Fratele Tipei, eu îi spun la toți, voi cum stați cu răbdarea? Că am mai povestit, mă duc la magazin, e două case mai de mine. Fetele cele mă cunosc, mie nu-mi place să stau la rând. Nu-mi place. Eu nu mă duc cu nevastă la cumpărături, du-te, cumpără, de aici mai ei. Și eu când mă duc, mă duc cu bani pregătiți, cumpăr o pâine, atât mă duc. Eu mă duc, eu pune, pun banii, bună ziua, domnul creditorul, alta-i pocăitul, pace, pace. În fața mea o cocoană. Cred că era venită din Germania, bănuiesc, nu știu. Și cere, dați-mi 100 sau 200 de grame de măsline. Aia e numărul măslinii, îi dă. A, n-am vrut verzi, am vrut negri. Da, avem negri, îi dă. Ce aveți acolo? Chipsuri cu cașcaval, țin minte bine. Da, acolo... Napolitane cu nu știu ce. Și eu spun, doamnă, mă tale, ai de cumpărat sau ești curioasă? Și ea se întoarce, spune, domnul, eu sunt la rând. Și când mă vede, o, mă tale, ești un fel de popă acolo, pocăiți. Și eu spun, da, sunt un fel de popă. Ea era mult mai răbdătoare ca mine. Măi, oameni buni, eu le spun așa ca să n-adormiți. Dar nouă ne trebuie răbdare în călătorie și ne trebuie îngăduință. Și ne trebuie răbdare acasă, avem? Să ne dea Domnul îndelungă răbdare. Dar asta e roada Duhului. După ce citești în Scriptură, după ce umbli la stăruință, după ce ești născut din nou, Duhul rodește în tine răbdarea. Și te face așa de calm și liniștit, tot să agiți, tot să tem, tot să stresați. Tu n-ai treabă, n-ai, tu ești plin de răbdare. Să ne dea Domnul răbdarea asta. Amin. Și mai spune în Iacob 5 cu 7 parcă. Plugarul seamănă, el seamănă acolo și așteaptă cu răbdare rodul pământului. El se duce, Domnul dă ploaie, face să crească. Eu am spus că m-am lovit de asta, răbdare în investiții. Măi, e o modă acum, atâți vor să fie patroni. Și la mine copiii, nu te-am la școală, tata, eu mă fac patron. Nu te faci patron, dar vrea milionar deodată. Deodată vreme, investește 100 de lei și după mează să uită, n-am 300. Măi, n-ai, măi, că aici sunt patron, dar ești din tată în fiu și din bunic o moștenit. Nouă ne trebuie răbdare în investiție. Și în lucrurile materiale și în lucrurile duhovnicești, că investești într-un băieț și o fată ani de zile. Și postești și plângi și te rogi să-l înveți și-l duci la adunare până încep să apară primele rezultate.
Nu poate fi deodată, așa suntem obișnuiți în secolul viteze, încălzim mâncarea la microunde, cumpărăm mâncarea, gata, făcută, numai rupem punga și o mâncăm, nu. În investiție și în lucrurile pământești și în cele duhovnicești ne trebuie răbdare. Domnul să ne dea răbdare. Amin. Și mai scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 36, parcă, că aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să căpătați ce v-a fost făgăduit. Frații mei, sunt aici oameni care au făgăduinți bune de la Domnul. Nu așteptați-le cu răbdare. Eu știu un frate care a rupt adunarea că voia să fie prezbiter. În adunarea aceea nu a prins loc, a rupt o bucățică de adunare ca să-l ordineze. Și eu am vorbit cu el, măi, dar de ce ai făcut tu treaba asta, mă? Frate, dragul, tu-l cunoști pe Axântie Octav? Da. Ce lucrări are? Bune. Prin el am avut lucrare că trebuie să fie ordinat. Măi, băiete, mă, dacă ai avut lucrare, eu sigur se va împlini. Așteaptă. Poate Domnul te ordinează cu o zi înainte de a muri. O să așa nu-mi convine mie, spune el. Și o rupt adunarea și nu ordinat și treaba lor cum e. Noi avem făgăduinți, făgăduinți de vindecare. Dar păi Domnul poate nu vrea să ne vindece. Domnul îngăduie boala câteodată ca să ne curățească. Are nevoie de sufletul nostru, e mai important sufletul decât trupul. Și pentru că vrea să ne curățească sufletul, ne îngăduie un pic în cuptor. Noi bilet în amvon, fugim la doctor, ungeri cu un de lemn. Am avut făgăduință că Domnul mă vindică. Avem nevoie de răbdare, ca după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, să căpătăm cele făgăduite. Domnul să ne dea răbdare, frate. Că apoi răbdarea e bună și e răsplătită. Că scrie Matei 10:22, veți fi urâți de toți din pricina mea. Dar cine va răbda până la sfârșit, acela să fie mântuit. Să ne ajute Domnul asta. Că răbdarea, spuneam Roman, revin capitolul 5, aduce biruința. Și dacă ne uităm în Apocalipsa, Efes, Mirna, Pergam, Sardes, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, toți au o făgăduință celui ce va birui. Aș dori ca Domnul să ne dea răbdare să putem birui. Amin. Frații mei, eu sunt deranjat un pic de expresia și modestia falsă a unora care spune: ultimul din rai să se închidă ușa după mine, pe prag. Noi nu suntem sortiți să stăm pe prag. Nu știu câte unghiere are raiul. Noi nu suntem făcuți să stăm într-un ungher. Biblia spune că celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Locul mirese îi lângă mire. Locul mirese nu-i undeva într-un cotlon. Voi sunteți chemați să fiți mireasa lui Hristos. Locul vostru în centru universului, când o știre de îngeri, vorba poetului, s-or opri și s-or mira de cântarea minunată. Știți cântarea în cor? Și atunci vom intona. Frații mei, voi ăștia de la Stuttgart sau unde sunteți în Germania și cu noi aia din Bucovina, suntem chemați să fim mireasa lui Hristos. Amin. Și locul nostru e pe scaun de domnie, cu un nume nou, cu haina albă, îmbrăcați. Domnul să ne dea răbdare. Amin. Ca să biruim. Mă opresc la o singură roadă a Duhului, la îndelungă răbdare. Mi-era în minte să vorbesc de bunătate, de credincioșie, de pace, de înfrânarea poftelor și atâtea și atâtea, că din fiecare roadă eu m-am făcut așa câte o prădicuță. Dar azi am fost îndemnat să vorbesc despre îndelungă răbdare. Roada Duhului îndelungă răbdare. Domnul să ne-o dea la toți ca să biruim și să moștenim cerul. Amin. Amin.